poșeta de domnul Gine de la Capel. Mi-a reziniat că mâncarea de fac și eu asta mi-a fost de mâncare. Până la 12 mâncare. Ia zi. Ia zi, nu ne-am să vorbești la cu tine. Te-a văzut că te-a urcat, ia zi, șef. Asta-i cablu? Da, da. Nu vezi că nu prinde. Dă-i o gaură pe aici și să-l scoatem pe aceea. Să nu mai tai. Și ce, îi dai cu niște silicone? Ce? Uite s-o faci cu pana aia, cât dacă o găsești dimineață, vezi-mi. Păi... Te duci dimineață și o găsești pana, ce faci? De mâncare? Are furaje. Deci ala că dacă nu așa, că îi duce dreptul la bunul cu viață. Și ia cu unul care pune de-alea de panouri, ai văzut, face schelezi de aia, cum a fost aia. Cu la noi, colaborați pe acolo, pe câmpurile alea. El le sabla, ai văzut. Și are de-alea, leuri de-alea, și are și că îi duce să ajute pe acolo. Dar văd că cu la noi alea. Poate să ia și el ceva de la ăla, să-i plătească. Oare cineva pe aici, pe undeva? Ce bă să vorbi cu Bogdan ăla că e numai pensionar la Coarem. Acum? Mhm. Și restul ce? Va pleca? Păi nu știu, te întreb pe tine. Este drept, cu Mariana, dar după rabă pensionară, nu știu nimic ăsta. Pensionar? Păi nu ăla după Nicolae, după bolă pensionar, ăla după excavatorul ăla. Piticul ăla de la CEP la pensionar. Țiganul ăla sus acolo la confecții, pensionar. Îi vezi? Nu mulți și la coarea pensionar. Ce mai e, gică, dăm ești pensionar în stația coarea. Și eu mai trebuie la garajul la 2-3. Luciane, ce ai mă de conduce în reloare? Ascultam că ziceau că... la stație, la ușor, așa. La cât de-a putin cu tare bărnit, mai trebuie. Nu mai Volkswagen. Ia uite ce... ce gașcă e aici. Ia uite, dar puneți pe pompă, ce pula. Clar.